Bună, prieteni! Bună seara, adică! Am plecat și eu cu depoțica mea la plimbare cu Pamela. Aer curat, prieteni! Și plecăm un pic să ne plimbăm. Am fost și la nuntă, astăzi n-am putut să filmez, că poate să supără țiganii, că n-am voie să filmez toate alea. Și alții să firesc ca să nu le vadă lumea. Și am fost și la pocăiți după aia. După nuntă am fost la pocăiți. S-a botezat perișorul lui Nasie. Ceabă. Da, s-a botezat Ceabă. Și am fost și noi acolo la botez și n-am stat. A rămas să pune oamenii masa cu sarmale, cu de toate acolo și eu am plecat. Sarmale, bă, pe oraș. Vedeți ce de frumos la noi la strada aia? Haide, nu o să duc sarmările. E frumos, prietene, aer curat și la noi. Cum e la țară. Da. Și zic, bă, uite și Nasie, mă. Se plimbă, Nasie. Da. Se plimbă și eu. Și unde mai fost să-și mătușică? După nuntă la botez, de pocăit, am venit să plâng și eu. Nu mai puteam. Stăteam cu lacrimi în ochi. Plângea și Nasie, tot s-a plâns. Ce să fac? Trebuie să... Am vorbit cu Anca să-mi ia și mie lucruri. Să mă duc la... Să mă duc nepoată. Ce zic? Să mă duc la sala de sport. Nu știu. La nepoată. Vrei să faci sport? Da. Nu știu. Vreau să fac și eu sport. Decizia ta. Dacă vrei să slăbești. Și eu. Să ai un corp frumos. Eu ar trebui să mă duc la sală. Nu, nu trebuie acum, mai trebuie. După ce mai... După ce trebuie și tu. Da. Dar unde plecăm, mă? Cum? Nu, nici eu. Ce duceți, prieteni? Îmbrăcai la roz, cu sandalițe. Ha? Da, foarte frumos. Dar unde mergem? La plimbare. Nu stai în parc. În parc vrei? Da. Hai, ne mergem și noi, mai ne plimbăm și noi. Eu David merg pe drum. Oh, Doamne. Ce mă fac cu fata mea, care am luat-o cu mine? Da, e frumos seara. Da, vezi, de frumos să te plimbi seara. Da. Unde mă lasă? Ce-i cu corpul? Se plimbă. Vezi, dacă n-avem și noi mașina. Da, ne-a luat Nasie mașina, prieteni. Da. Și nu mai avem mașină. N-am mai rugut să ne plimbăm. N-am mai venit mașină. Doamne, ce facem? Ce facem? Câte minute avem? 3 minute. A, puțin de tot. Ce ne-i? Trebuie să filmăm mai mult. Mor. Ca să... Opresc aici? La. Poate vrea și domnul Guribașa să ducă și el ceva. Ceva domnul Guribașa. N-ai mai filmat și tu nimic, atât prieteni de tine. Nu m-aș filmat, Dană, că sunt în căutare de iubită. Poți zi la prieteni aici ca să audă prietenii. Că vrei o iubită, de vasă, dar știe. Nu știe, dar văd că e singură pe stradă, poți să te iau. Da? Da. Poți că ne-am dat divorț din astea, vrei să avem ceva? Da, da, facem un lași, că da, mă lași, vedem. Tu unde ești cu judecățile acum? Vrei cu Lipașa al mare care judecă? Dar rândul meu să nu fiu judecat. Așa este. Să întrebăm pe Ilan. Să întrebăm pe domnul procuror militar pe Sica lui Babica. Întrebăm pe Sica. Întrebăm pe Sica, prieteni, dacă Nasie dă divorț de mine, la urmă băiat domnul Lipașa. Da, dacă o lasă, Nasie o ia eu. Și cu vreatul ce zice? Uite, ne aude. Ce să facă? Nu ne facă. Eu vreau să am dat legea să-și ia două muieri, orice bărbat. Da, prieteni, să știți. Vreau să vreau a doua. Dar explică la prieteni care ai zis, are dreptul bărbatul să ia două muieri. Da, și ele are și dreptul la una. Eu mă gândit că ai două până acum. N-am două, nu. Acum am auzit că ai, dar nu te supăra. Am avut, a plecat una și mi-a rămas acum, vreau să caut a doua. Eu am făcut ofertă la tine, Dana, dacă vrei să mă iei.
Mergem acum la biserică, ne cumulăm și noaptea. Sunt popa, dacă vrei, pun mâna pe popa. Sună pe popa, dacă vrea să ne cumulăm și gata, și dau divorț de nație. Dar cu nație sunt încununată cu nație, ce mă fac? Vedem după aia, dăm divorț. Trebuie să dau divorț de nație prima dată. Nu mai trebuie, după aia vedem. După aia pot să dau. Au domnul Nastie mai lăsat, mai pierdut, m-a luat domnul Budibașa. El asta mai are românce Nastie, mai are gagici. Cred că o are pe aia veche de mult al lui. Bravo lui! Cred, eu cred. 25 de ani a ținut. Aia, prima lui gagic. Da, e bună, e bună. Ia îl sună aia. Îl sună? Îi dă mesaje de ziua lui. Fai și tu de casă, hai să ne luăm amândoi. Trebuie, nu știu să facem. Asta e, la prieten am făcut un spirit de glumă eu cu Dana. Să nu credeți. Mai glumim, prieten, nu e adevărat, glumim. Nu avem noi probleme de așa, Dana e ca fata mea, nu am glumit. Să nu crede. Nu, Dana are bărbatul ei, eu am pe nevastă. Suntem în vârstă. Da. Nu strică. Uite, trec cu Nase. Nase! Sănătate, sănătate. Ce sănătate? O grămă de sănătate. Da, cum să spun, să fim sănătoși. Câte minute? Bă, vreau să o iau de muere. A doua muere, că sunt cam de legea. Ia-o, mă, dacă și așa vreau să-mi iau. Păi iau că ea mi-a spus că este și timp cu ea. Da. Dă divorțul. Și m-a întrebat dacă tu ai drăguț. Am zis că te sună iar aia ta veche. Dar ia, uite, am bulgarul aici, e poveste asta, nu minti. Nu se bagă. Am întrebat dacă vrea să mă ia de bărbat. Dar mi-a spus, da, și nu lăsă pe nas, n-avem noi treabă cu nas. Zice că e una veche. E una veche, eu zic. Cine e veche? Eu zice de aia. Aha. Vechitura aia, mă, ce modă. Acă 20 de ani.